Total, în toată țara avem o populație de 8 milioane de locuitori, în cele 7 milioane. Din 8 milioane sunt numai 970.000, aproape 1 milion sunt arabi, care sunt născuți de familie, vin aici, sunt vin de origine și sunt veștinași, au cetățenie. Ca cetățenie aici nu se obține, nu se dă la alții. Adică dacă ești un străin, chiar dacă ai unul din familie sau din părinții locani, să ai cetățenie, trebuie să ai un tată lucanic. Dacă mama e lucanică și băiatul e străin, român, de exemplu, și lucrul ăsta, sau, adică cazul ăsta nu prea se întâmplă, se întâmplă mai mult cu bărbați lucanici să iau una străină, atunci cine are tată străin, rămâne străin. Dacă e un străin căsătorit cu una de aici, copii și tată rămân străin, dar ea deja are cetățenie. Cetățenia se acordă numai după adică naționalitate tată. Deci dacă tata e străin și ia una e locană și ia una o frumoasă sau o frumușică din altă nație, și asta e foarte foarte mult sunt așa cazuri așa. Atunci copiii au cetățenia, dar soția română fără cetățenie rămâne așa cu una străină. Așa sunt legile. Nu s-a dat cetățenie pentru ceilalți, care fiecare frunză are un acces privat, numai cei care stau pe frunza aia pot să intre cu frunză, și fiecare vilă are o plajă privată. Adică 1360 de plajă privată, adică eu am o vilă aici, spre exemplu, nu să mă trebuie să mă duc să caut altă plajă, am plajă mai privată de ieșire de casă sau de vilă, de ieșire pe plajă. Aici stau numai cel mai șmecher. Și primii care au comparat erau, nu știu dacă a comparat David Beckham. Nu știu dacă a comparat sau a primit un cadou de la firma care a făcut chestia asta, de la guvern, pentru așa o reclamă sau ceva, pentru să cumpere lumea. Sunt toate vândute. Unul care a comparat i-a pus în
Despre asta vorbeam, băieți.